Bună seara, cei doi ar trebui să plătească și despăgubiri de 2 milioane de euro, cel puțin aceasta este decizia Tribunalului Onești. O sentință definitivă se va da însă la Curtea de Apel Bacău, cel mai probabil la începutul anului viitor. Soții Moroșanu au șocat întreaga Românie chiar pe 1 martie anul trecut, când au sechestrat doi muncitori care lucrau la apartamentul ce aparținuseră celor doi. Însă în urmă cu 11 ani Gheorghe Moroșanu a pierdut apartamentul ca urmare a acumulării unor datorii, iar de atunci a încercat practic să își facă singur dreptate, de altfel a și amenințat pe rețelele de socializare în 2018 că va face acest lucru. Polițiștii se pare însă că nu l-au luat în seamă, astfel că nici anul trecut nu au intervenit prompt, chiar și negociatorul nu a reușit să îl facă pe Gheorghe Moroșanu să renunțe la planul său diabolic, deși chiar acesta anunțase printr-un apel la 112 că are de gând să îi ucidă pe cei doi. În cele din urmă, după ore de stat în fața blocului în care s-a trecut oroarea, polițiștii au intrat cu forța în apartamentul în care Gheorghe Moroșanu îi ținuse sechestrați pe cei doi, însă a fost prea târziu. Astăzi, Gheorghe Moroșanu a primit o primă sentință de 30 de ani, practic sentință pe viață, având în vedere că are 70 de ani.